Începând de astăzi, 14 decembrie, starea de alertă pe teritoriul României a fost prelungită cu 30 de zile. Vor trebui respectate în continuare măsurile de distanțare fizică, inclusiv de revelion, dar și cea mai importantă dintre reguli, circulația după ora 23, doar cu motiv întemeiat. Starea de alertă a fost prelungită pentru încă 30 de zile, începând cu 14 decembrie, ceea ce înseamnă că românii vor celebra sărbătorile de iarnă în continuare cu restricții. Cea mai importantă dintre ele fiind circulația restricționată în intervalul orar 23-5. De Crăciun și Revelion vor fi în vigoare aceleași măsuri ca până acum, astfel că nu vor fi organizate petreceri în noaptea dintre ani, majoritatea restaurantelor fiind închise de sărbători. În niciun fel nu petrecem. Restaurantul este închis pe toată perioada aceasta. Momentan ne ocupăm doar de delivery. Așteptăm comenzi de la clienți și ne pregătim strict pentru asta. Dacă cu ani în urmă aveam rezervări, organizam și revelionul, anul acesta vom sta acasă. Sunt puține hoteluri la malul mării care au pregătit pachete de revelion pentru turiști, ținând cont de numărul mare de îmbolnăviri din Constanța. Un număr foarte mic de hoteluri au reușit să lanseze oferte pentru cei care ar urma să vină, să se cazeze pentru o noapte sau două și atunci ar avea dreptul să servească cina până la o anumită oră, însă atenție, în restaurante. Nu mai vorbim deci de restaurante de evenimente care să aibă asemenea evenimente în noaptea de revelion. Reprezentanții din turism speră totuși ca antreprenorii constanțeni să nu lase noaptea dintre ani să treacă exact ca o seară obișnuită și să se poată reinventa petrecerea de revelion. Mi-aș dori ca pe străzile Constanței, măcar în centru și în anumite zone, să existe anumite inițiative din partea unor antreprenori din industria locală, da, a restaurantelor și a hotelurilor, care să organizeze mici evenimente pe stradă, de stradă altfel spus, sigur nu pe durata atâtor ore cum am fi fost noi obișnuiți și cum ne-am fi dorit fiecare, ci cel puțin pentru a marca trecerea dintre ani în mod festiv. Constanțenii s-au obișnuit deja cu ideea că anul acesta mesele festive de Crăciun și Revelion se vor ține acasă, în familie. Sincer, nu știu. Pleacă Maldive. Ei, aș vrea. Eu nu știu, eu plec în voiaj. Eu o să fiu cel mai sigur cu familia. Secretarul de stat Raed Arafat a venit cu o serie de recomandări importante pentru român pentru perioada sărbătorilor de iarnă. Raed Arafat spune că autoritățile nu pot impune un număr maxim de persoane care să participe la petrecerile de Crăciun și de Revelion care au loc în casele românilor, dar recomandă ca la acestea să vină doar cei apropiați din rândul familiei.